acasă de a-mi organiza timpul mai bine. Când am ales medicina, m-am gândit că îmi doresc să creez o legătură cu pacientul, iar oncologia îmi oferă această posibilitate. Voi avea șansa de a ajuta oameni care se zbat pentru viața lor, de a empatiza cu ei și de a face tot ce îmi stă în putere pentru a-i ajuta, iar asta e motivația cea mai mare pe care o am. Aici, acum, la facultate, în sfârșit simt că sunt la locul meu. Primele luni au fost dificile, cu siguranță, în special mutatul de acasă, mutatul într-un oraș îndepărtat, unde nu știam pe nimeni. Sunt sângele mucegâini prin venă, trupul simt putred ca o hienă. Și doresc să urle în cor gloata, urletul morț îmi să-mi fie sonata. Uitată-mi să-mi fie ființa și soarta și existența să-mi lase pe unghiile pat. Since I started my journey in medical school, I have acquired the dexterity of first aid through several independent courses and have participated in the Surgical Student Society from Romania in the 52nd edition of Knots and Suture Workshop. Acesta este un proiect pe care l-așteptam foarte mult, atât eu cât și colegii mei de la Facultatea de Medicină. Prima mențiune acestuia a fost în 2021, când am și cunoscut-o pe doamna doctor. Țin minte că ne-a spus vag ideea proiectului și am rămas profund impresionat, pentru că toate acestea se întâmplau în perioada pandemiei, când noi ca studenți poate că simțeam că vocile ne-au fost luate de carantină, de confuzia generală, nimeni nu ne spunea nimic, dar orele doamnei profesoare, dar și oportunitatea de a scrie ceva pentru acest proiect ne-au adus mai aproape și într-un timp în care eram închiși în casă pot spune că am visat foarte mult și am ieșit în universurile minții fiecăruia. Acest proiect a însemnat foarte mult pentru mine, cât și pentru alți colegi pe care i-am aici, toți avem o mică parte în acest proiect comun și pot spune că chiar este o fereastră veritabilă în sufletele studenților de medicină, acest proiect. Acest proiect a venit în întâmpinarea nevoii studenților de a-și așterne gândurile pe hârtie, trăirile, angoasele, fricile, viața de medicinist, care nu e ca o altă viață, e o viață diferită. A început în octombrie 2020 și s-a continuat pe parcursul a 4 ani. Practic s-au apucat studenții de scris în 17 aprilie 2021 și s-au oprit din scris în 2024, tot în 17 aprilie. Proiectul sperăm să continue. El se intitulează Soul Perspectives, este un proiect de suflet, Confessions of Young Doctors, a Therapeutic Journal. Sperăm, spun, să continue, pentru că el vine și în ajutorul bobocilor și al copiilor care vin din toamnă la medicină. Îmi doresc ca ei să deschidă aceste volume și să-și dea seama despre ce este vorba la medicină, să scape de frici, de oare ce o să mă aștepte la examenul de și să citească de la colegii mai mari gândurile lor spuse într-un mod realist. E foarte important, cuvântul realist caracterizează acest proiect, e plin de originalitate și plin de sinceritate. E foarte important să menționăm că e un proiect sincer și venit din sufletul unor copii studenți la medicină. Aceste două volume le sunt un real sprijin celor care vor veni și mediciniștilor de peste 2 ani și peste 3 ani. Ele vor fi puse gratuit la dispoziție încă din toamnă, în spațiul virtual și sperăm să creăm, oricum există în Timișoara și există o comunitate medicală foarte bine și foarte unită prin grupurile de studenți, dar aceste două volume vin ca un plus. Vin să îi unească într-o rețea imaginară, într-o comunitate medicală care eu zic că e necesară. Și țin pe această cale să mulțumesc Universității Victor Babeș din Timișoara, că a susținut și a creat, a pus bazele acestui proiect, pentru că trebuie să existe o comunitate unită și trebuie să existe o comunicare între studenții mediciniști. Am început, e adevărat, în perioada pandemică și s-a continuat. Desigur, când ne-am văzut de pe online, am trecut pe on-site. A fost un proiect de voluntariat. Adică studenții au scris de drag și studenții nu au scris ca o temă, ci au dorit să-și aducă aportul lor în acest proiect, să-și aducă gândurile lor, să vină cu ceva nou. Să poată să-și fie în primul lor sprijin, fiind în pandemie,
când am început, și să fie sprijin și pentru generațiile ce vor veni. Să existe, de exemplu, studentul care va veni în toamnă, să se poată raporta la un alt student din anii trecuți și să poată să-și găsească un sprijin real. Degeaba, nu știu, te gândești că treci printr-o problemă și te gândești, îți dă cineva un sfat, dacă nu există un personaj real la care să te poți raporta, un personaj real cu care să te poți identifica. Aici e vorba despre identificarea cu un cu un gând real al unui și original al unui medicinist. Că e de bucurie, că e de tristețe, e vorba despre identificarea cu o persoană reală. Am avut stări de râs, stări de plâns, toate m-au marcat. Sunt 100 de scrieri care nu apar în cele două volume, ele sunt confidențiale. Unele sunt trăiri, sunt pierderi, sunt ale studenților, pierderi de persoane, dragi, și nu apar în volum. Le-am respectat confidențialitatea și le respect și în aceste două volume, apar doar prenumele, la unele sunt semnate cu pseudonim, și ceea ce este foarte important, toate scrierile sunt datate. Având astfel, noi avem o arhivă a tuturor acestor trăiri. Dar am demonstrat în două volume, alături de studenții mei, că sentimentul uman este atemporal. Deși poate un gând este scris în 2021, unul în 2023, unul în 2024, nu este vorba de dată, ci este vorba de simțământul studentului medicinist. Acest proiect este deosebit și felicit Catedra de Limbi Moderne, Limbi Străine, pentru că a inițiat acest proiect în mod deosebit pe doamna șef de lucrări sau pe doamna lector Simona Olaru Poșiar, că a avut curajul să pornească acest proiect, și sigur că da, pe doamna conferențiar Daniela Șilindian, că a susținut acest proiect. Da, mă mândresc că a început acest proiect cu studenții de la medicină dentară într-o perioadă în care tinerii nu mai scriu, într-o perioadă în care tinerii scriu codificat, ca să zic așa, scriu cu emoticoane. E mare lucru să îi convingă să-și exprime gândurile în scris într-o perioadă în care majoritatea examenelor importante pentru studenții la medicină se dau sub formă de grilă, de la examenul de admitere la examenele de specialitate din cursul facultății, la examenele de licență, de rezidențiat, totul este grilă, de ce învață ca să recunoască anumite noțiuni și să bifeze răspunsul corect. Sunt foarte puține examene în cursul facultății care se dau sub formă narrativă. Faptul că doamna lector Simona Olaru Poșiar i-a convins să își scrie gândurile pe hârtie sau, mă rog, pe calculator, dar să își scrie în propoziții, să își exprime ceea ce simt, și această denumire a jurnalului de perspective ale sufletului, adică să își exprime și încotro vor să ajungă, este un lucru deosebit. Iar acest proiect exprimă cu desăvârșire conceptul de Mehrsprachigkeit, adică conceptul de multiculturalism, de multilingvism, care stă de fapt la baza funcționării universității noastre, Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, pentru că comunitatea studenților din această universitate este multiculturală, multilingvistică, și faptul că a adunat gândurile studenților în cel puțin trei limbi, dar a adunat gândurile unor studenți de diferite culturi, atât de limbă română, de cetățenie română, dar cât și a studenților străini care studiază la universitatea noastră, este un lucru deosebit care merită aplaudat. Sunt mândră și în același timp felicit atât studenții care s-au implicat, cât și pe coordonatorii acestui proiect. De fiecare dată când navighezi așa pe mările scrisului cu oricine, te cam cuprinde și emoția și bucuria, și îți dai seama că ai privilegiul să deschizi așa o ușă, să ridici un capăt de cortină pe care altfel nu prea aveai cum. De ce spun asta? Pentru că
Proiectul, da, se întinde pe 4 ani. Recunosc că este un act de curaj, în primul rând. Trebuie să, eu spun Simonei și în public, e un act de mare curaj să aduni peste 500 de scrieri, să le dai o formă, să inviți oamenii să se deschidă pentru acest proiect și faptul că ați urmat-o pe această cale este absolut fabulos. Sunt peste 500 de scrieri, vă spuneam, e o formă extrem de seducătoare cea pe care ați adoptat-o voi și sigur că ne place foarte tare această formă a jurnalului terapeutic, spune subtitlul acestor două volume, Soul Perspectives, de fapt. Câți dintre noi nu au scris măcar o dată o bucățică de jurnal sau câți dintre noi nu au scris gândindu-se că se mai descarcă cu acel jurnal sau câți dintre noi nu ne-am dorit să citim ce scrie într-un jurnal al altcuiva. Ei, acum avem șansa, sunt două volume absolut splendide prin autenticitatea lor. Oriunde deschizi, găsești nu numai gânduri despre, mi-am notat aici, vă citesc imediat niște sintagme splendide, dar spuneam că ele stau în primul și în primul rând sub semnul autenticului și sub un alt semn care este extrem, extrem de important. Și azi, și în acest context, și în toate contextele, semnului împreună. A face împreună, a fi împreună și a face într-adevăr o, ceea ce se numește în termeni foarte tehnici, co-creație, a crea împreună. Este absolut formidabil când lucrul acesta ia forma paginilor, a gândurilor și a rândurilor și mai ales atunci când ele, rândurile și gândurile, vorbesc despre, dau așa teaser, știți, ca să vă fac poftă să citiți, rachete în flăcări. Acum, poate că dintre cei de aici se recunosc așa sintagmele. Despre deșertul sufletelor, despre haos și mașina timpului, despre eșecuri transformate în vis, despre cum trece Alice prin Medicine Land, sau despre cum se vede the portrait of, nu the artist, ci the doctor of a young man. Și îndemnuri există dintre cele mai firești cu, pe care chiar cred că trebuie să ni le repetăm așa în mod uzual, de la Do Not Forget to Be Human la Stand Tall. Sunt absolut formidabile, gândurile astea au o prospețime fantastică, se citesc cu mare, mare ușurință și cu mare curiozitate. Întorci pagina și te mai surprinde ceva. Spuneam că mărturiile sunt absolut sincere și cred că asta face și lectura, știți, incitantă. Citești cu plăcere, citești cu mare curiozitate, cu mare bucurie, niște gânduri care sună extrem, extrem de proaspăt. Mi-am mai notat aici ceva, dar asta poate vă spune Simona la final. Citești pagina, deschizi această pagină de jurnal, de fapt, și îți dai seama că toate aceste gânduri înfloresc, precum spunea Simona în prefață, magnoliile în aprilie. Am fost puțin părtașă la nașterea acestui proiect și aș dori înainte de toate să felicit pe doamna lector Simona Olaru Boșear pentru că a avut curajul să dea aripi idei și că a avut încredere în voi. Dacă e să ne întoarcem la momentul în care v-ați întâlnit cu ideea ei și vă felicit că ați rezonat încă de la început și că ați acceptat să dați curs acestei propuneri, cred că a fost un moment în care, dacă e și pentru noi, cititorii acestui minunat jurnal, să ne întoarcem în timp, într-o perioadă extrem de grea și cred că Simona merită din punctul meu de vedere, felicitări înainte de toate pentru că v-a fost un sprijin propunându-vă acest jurnal într-o perioadă în care cu toții am avut nevoie de un echilibru. Un echilibru de a găsi o punte spre lumea din exterior, de a găsi forța de a ne lupta cu
o situație cu care nu fuseserăm confruntați niciodată și pentru care nu ne-a pregătit nimeni. Vedeți așa și pentru meseria de dascăl, nu numai că mă și cheamă dascăl, sunt și eu la rândul meu dascăl, la Facultatea de Științe ale Comunicării, de data aceasta nu la UMF, la Universitatea Politehnică. Cred că meseria de dascăl, la fel cum pentru voi, a fi student, nu există o rețetă pentru ce înseamnă să fii student la medicină, nici atât, cred că it's ongoing, vă dați seama, cred în continuare de la un an la altul. Așa poate pentru voi și propunerea doamnei profesoare a fost la momentul acela un sprijin, un echilibru și pentru noi, cititorii de azi, bucuria de a vedea rezultatul acestui sprijin care a pornit într-o perioadă extrem de dificilă. De la The Pandemic Box, Büchse de pandemie sau cutia pandemică, așa cum fusese inițial numit acest jurnal terapeutic, la Soul Perspectives, perspectiva ale sufletului, Confessions of Young Doctors. O punte peste timp, o punte de la cândva studentul în anul 1, iată astăzi studentul în anul 4, studentul din anul 2, studentul în anul 5. Confesiuni pline de emoție. Sincere felicitări pentru tema aleasă, o să fie interesant să citesc peste ani ce am scris și să văd cum priveam lucrurile în trecut. Scria Andreea. Suntem martorii unui moment deosebit și anume acela în care voi vă reîntoarceți la ceea ce ați scris acum 3 ani, acum 2 ani. Vă întoarceți regăsindu-vă pe voi în paginile acestor 2 volume. Vă întoarceți ajungând de la hârtia virtuală la cea fizică și vedeți cum gândurile, faptele, emoțiile voastre de acum câțiva ani se regăsesc în rânduri, în pagini, în 2 volume. Cu siguranță că această perioadă ne-a învățat să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem, de compania oamenilor dragi. Suntem martorii, așadar, a unui moment al regăsirii în care voi, de la spațiul virtual, de la camera voastră, în care cândva ați notat aceste gânduri, aceste impresii despre o perioadă extrem de grea, sau în general despre ce înseamnă să fii student la UMF Timișoara, la prezentul de acum, al lansării acestor 2 superbe volume de jurnal în Galeria Indecis. Suntem așadar martoria unui moment al întâlnirii studentului de ieri cu studentul de azi. Eu sper să nu existe un sfârșit al ideii de jurnal pe care studenții de azi, aici prezenți, îl vor da mai departe generației studenților de mâine. Și poate pentru noi, cei care citim aceste rânduri, ne dați un impuls să avem curajul să stăm și noi de vorbă cu noi înșine, să ne rupem puțin de agitația, de freamătul, de tot stresul din jurul nostru, să ne luăm timp pentru noi. Să ne luăm timp pentru noi, descoperind prin jurnalul studenților de ieri viața, realitatea noastră a cititorilor de azi.